Vă rog să vă păstrați în limitele decenței și acolo mai sunt. Dacă nu ați interpretat treaba asta pe care o făcut alții, ca fel în locul meu, s-ar putea să fie plictisit dacă transformați toată treaba asta în altceva. Dacă dați voie să vorbesc pe cea de plăcea, dacă nu ați fost plictisit, vă rog să 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 deci dacă îmi dați voie să termin. Vă rog, domnule. Calculată la redevența actuală a acelui teren, a celor două terenuri pe care primăria le-a dat la schimb pentru acel teren în strada Bucovina, ar fi ieșit o valoare de minim 23 de miliarde pe care ar fi trebuit să o plătească. Eu sunt foarte curios, persoanele respective, cu cât au vândut terenul la Rapsodia.com, pentru că Rapsodia.com a făcut acel schimb, și voi solicita clar oficiului pentru spălarea banilor să verifice acest lucru, să vă fie foarte clar. Totodată, domnul președinte, nu mă adresam dumneavoastră. Deci, vă rog, mă voi primesc că nu mă adresam dumneavoastră. Nu fiți așa categoric cu mine. Dar nu mă adresam dumneavoastră. Văd că mă întrerupeți, din 30-30 secunde. Vreți să ținem la patrimoniul acesta? Dar nu trebuie să mi le dați dumneavoastră. Cum dați dumneavoastră perioada de vorbit sau de trăit? Nu dumneavoastră mi le spuneți. Microfonul, pentru că totul se transformă într-un bâlci. Nu credeți. Care este bâlciul? Pentru că consilieri PSD au făcut astfel de schimburi de terenuri în care municipiul Botoșani a fost păgubit cu atâția bani și acum vă plângeți că nu aveți buget? Chiar îmi spuneți lucrurile astea? Deci le voi pune, vă asigur că cei care mi-au purtat grija vor avea în viitorul foarte apropiat câteva dosare penale. Și vă asigur de lucrul ăsta, cu toată prietenia, v-am rugat să mă lăsați să termin interpelarea, da? Ok, tocmai, dar nu mă lăsați să termin, nu mă lăsați să vorbesc. Am 5 minute, adică nu mai mă cer cu dumneavoastră dacă mai vorbesc sau nu mai vorbesc. Și 27 de secunde de când vă ascultăm. Da, și măcar 5 minute am voie sau nu? Din care ați vorbit dumneavoastră un minut? Domnul președinte, eu nu sunt plătit de cetățenii acestui oraș la oră sau la minutele vorbite, domnul. Dar nu sunteți plătiți să transformăm ședința aceasta într-un circ, domnul... Asta e părerea dumneavoastră, m-a transformat într-un circ. Eu am cerut anularea unei hotărâri de Consiliu Local, care a făcut un prejudiciu foarte important bugetului local al municipiului Botoșani. Și cer anularea acestui schimb de terenuri. E o problemă în cazul ăsta. Am cerut anularea unei hotărâri de Consiliu Local. Haideți să condensăm atât, okay. Nu v-am oprit, nu v-am pus pe un